Bărbatul a intrat în incinta unității de primire a urgențelor și a ajuns până în spațiul de examinare al pacienților. Întrebat de cadrele medicale de ce a intrat prin acea zonă în care accesul vizitatorilor este strict interzis, bărbatul a devenit agresiv. Văzând că nu poate să-și atingă scopul, bărbatul a ieșit din spațiul de examinare. Acesta s-a arătat iritat de faptul că medicii și asistenții care se aflau în spațiul de examinare au încercat să-l oprească și să explice faptul că trebuie să respecte anumite reguli, atât în ceea ce privește programul de vizită, cât și în ceea ce privește accesul în secțiile spitalului. Din păcate, asemenea incidente au loc tot mai des în spitale. Avem destul de des astfel de întâmplări. Se pare că la noi încă nu a ajuns să se manifeste întru totul simțul civic și respectul față de lege, pentru că în mod normal nu ar trebui să avem astfel de situații. Respectiva persoană, oricât de supărat ar fi, presupun că dacă s-ar fi aflat într-un spital din străinătate, nu ar fi putut să facă niciun comentariu legat de modul în care este îndrumat să se prezinte în spital la o anumită intrare. Dar în spital nu aveți un reprezentant al poliției care să monitorizeze situațiile de acest gen? Nu, avem echipa de pază și o putem solicita în orice moment, dar ar fi până la urmă ilar să stea un om în uniformă de pază în zona de examinare, numai pentru că niște oameni nu înțeleg, niște persoane care nu pot să le spun altfel decât necivilizate, nu înțeleg că trebuie să respecte anumite reguli. Reguli care, după spusele medicilor, sunt de foarte multe ori încălcate. Există toate condițiile create pentru ca un vizitator să poată veni și să-și vadă pacientul internat în spital. În niciun caz accesul pentru vizitare nu se face prin unitate de primire a urgențelor, care are o structură prevăzută pentru a examina bolnavi și a-i trimite mai departe către secții. Cu alte cuvinte, cine vrea să viziteze spitalul și vrea să treacă prin unitate de primire a urgențelor, va trece printr-un spațiu de examinare. Ori este, dacă vreți, pe lângă faptul că este ilegal, este și imoral să intri în contact cu niște pacienți care sunt examinați. Pacientul examinat este dezbrăcat, poate fi dezbrăcat până la jumătate în funcție de zona examinată. Deci, repetăm, este vorba de un spațiu de examinare a pacientului prin care nu au ce căuta aparținătorii. Noi solicităm prezența aparținătorilor în situații speciale, dar aceasta se face numai cu acceptul medicului care evaluează pacientul respectiv. Cu toate acestea, tot mai mulți aparținători, vizitatori sau chiar pacienți își varsă de cele mai multe ori furia, frustrarea sau supărarea pe cadrele medicale. Nu puține sunt cazurile în care cadrele medicale sunt nevoite să suporte injurii sau chiar agresiuni, comportamente care nu fac decât să afecteze buna funcționare a unității sanitare.